Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm astăzi despre importanța tradițiilor. Ne pierdem sau nu valorile? Și l-am alături de mine pe domnul Valer Rus, istoric și director al Muzeului Casa Mureșenilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule director, ce se întâmplă cu tradițiile? Le păstrăm? Le pierdem? Se pierde a lungul anilor? Tradiția este cea mai importantă moștenire a unei comunități. Este ceea ce trece de la o generație la alta, independent de valorile materiale. S-a spus de către cineva la un moment dat că singurul lucru care rămâne după dispariția unui popor este cultura sa. Și avem destule exemple în istorie. Vorbim de egipteni, vorbim de asteci, ei au dispărut ca națiune, o bună parte din cultura lor materială a dispărut. Dar ceea ce înseamnă cultural, știm până astăzi despre ei și ne face o deosebită plăcere să cunoaștem aceste informații. Același lucru este valabil și pentru societatea românească. Tradițiile sunt cele care ne dau identitate, ne leagă unii pe alții, ne leagă pe cei mai bătrâni de cei mai tineri. Suntem datori să învățăm pe cei mai tineri ca noi ce considerăm noi important de transmis mai departe, ca și ei, la rândul lor, să ducă mai departe această moștenire. Aceste tradiții sunt într-o continuă schimbare, până la urmă, de la an la an, bineînțeles, ca în orice lucru, fiecare generație este datoară și reușește întotdeauna să adauge câte ceva. Asta se face cu prețul renunțării uneori la totalitatea ce s-a primit dinainte, dar se păstrează un nucleu dur, respectiv sunt adăugate în permanență elemente, aspecte noi. Elemente noi. Vorbim de tradiții în mediul rural, vorbim despre tradiții în mediul urban. Care ar fi diferența între mediul urban și mediul rural cu privire la tradiții? Societatea românească s-a dezvoltat în mod tradițional, preponderent în mediul rural. Încă de pe vremea dacilor și romanilor, dacii erau în mari orașe, în castră, în vreme ce dacii erau în mici comunități pe lângă aceste aglomerări de tip urban. Urmașii lor, bineînțeles, s-au confruntat cu valuri nenumărate de migratori și au fost obligați să trăiască în comunități mai mici, mai izolate, să le spunem sate, cum ar veni astăzi. O bună parte a istoriei românești se consumă în mediul rural. Orașele, în adevăratul sens al cuvântului, apar doar în evul mediu, târziu. În Transilvania avem exemplul celor 7 cetăți care își dau numele în limba germană, Siebenburgen, cele 7 cetăți, primele adevărate orașe ale Transilvaniei, în vreme ce viața întregii comunități se petrecea, de fapt, în satele de lângă aceste orașe. Diferența între cele două este dată, bineînțeles, de valori comune. Din nou ne întoarcem la lecția de istorie. E important de reținut că valorile creștine, venite relativ târziu, nu sunt sincrone cu secolul I, secolul lui Iisus Hristos, vin oarecum mai târziu, la distanță de câteva sute de ani, primat în mediul urban, după care în mediul rural. În mediul rural, însă, creștinismul se suprapune peste ceea ce a găsit deja acolo. Astăzi le spunem motive sau simboluri de tip păgân, adică necreștină. Dar ele erau existente, erau practicate aceste tradiții, obiceiuri și s-a făcut acest sincretism, acest amestec între valorile locului, valorile de dinainte a creștinismului cu ceea ce a venit ulterior. Și astăzi avem această diferențiere în societatea noastră între modul în care sărbătoresc, petrec, își jelesc morții cei din mediul rural, respectiv cum o fac cei din mediul urban. Și până astăzi, până la zi, avem amestec de elemente păgâne, precreștine, cu cele venite ulterior prin creștinare. Și atât că se apropie Paștele, sărbătoarea Paștelui, cum era această sărbătoare în urmă cu
zeci, sute de ani, care ar fi diferența între atunci și acum? Da. Cum spuneam, cu siguranță în trecutul istoric a existat o sărbătoare, o celebrare a venirii primăverii. Deci, de îndată ce se topesc zăpezile, începe să apară iarba, înfloresc pomii, întreaga natură renaște și comunitățile umane au simțit nevoia să sărbătorească acest eveniment, venirea primăverii. Peste acest model tradițional se suprapune creștinismul, care are cele două mari sărbători, una de primăvară și una de iarnă, e vorba de sărbătoarea Paștelor, respectiv a Crăciunului. Sărbătoarea Crăciunului, a Paștelui, îmi cer scuză, se consumă preponderent în biserică. Deci este un eveniment la care participă întreaga comunitate, este celebra noapte a Învierii, miracolul. Din păcate nu mai participă chiar întreaga comunitate, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu mai merg la biserică ca în anii trecuți. Asta spuneam că în trecutul istoric, cu siguranță există acest moment major important petrecut la biserică, unde participa întreaga comunitate, după care sărbătoarea devenea una personală, una de tip familial. Întotdeauna a fost un, și a rămas până astăzi, un motiv, un pretext extraordinar de reunire a familiei. Familia cu cei mai apropiați, prieteni, se regăsește în jurul unei mese comună, care este plină de cele mai bune mâncăruri, este dezlegare și din punct de vedere religios, dezlegare la dulce, nu se mai postește. Este un motiv, un pretext de sărbătorire. Astăzi, după ce noi am trecut totuși prin trauma comunismului, care a pus între paranteză religia și creștinismul în cazul nostru, după 45 de ani, s-a revenit la libertatea de credință. Oamenii sunt liberi să-și practice religia, să meargă la biserică, să-și țină sărbătorile tradiționale. Iar acesta este momentul în care și societatea românească redescoperă aceste valori tradiționale. Din fericire am avut suficienți contemporani din generațiile de dinainte care ne-au învățat și pe noi cum era înainte și am reluat aceste bune obiceiuri. Și putem să le redescoperim. Spuneați că aceste tradiții, înainte de emisiune vorbeam, au o variantă religioasă, dar de asemenea și una comercială. Puteți să ne explicați, vă rog, această diferență? Da, întotdeauna există în orice aspect al vieții publice o latură, să-i spunem, sacrală. Da, în cazul sărbătorii de Crăciun, a sărbătorii Paște, marile sărbători de peste an, în care rolul bisericii, a preotului, este foarte important. Mesajul transmis în biserică este receptat de comunitate și valorizat ca atară. Acest miracol al Învierii lui Iisus Hristos întotdeauna este celebrat de întreaga suflare creștină. Bineînțeles însă, peste acest aspect religios, sacral, se suprapune un aspect comercial și trebuie să recunoaștem acest lucru, așa cum de Crăciun îl avem pe Moș Crăciun, care este un personaj extraordinar care aduce cadouri și daruri celor mici. La fel și de Paști avem iepurașul, avem niște adăugiri care nu au legătură directă cu mesajul biblic, cu ceea ce avem în religie, dar care evident înfrumusețează această sărbătoare și o umanizează, o aduce mai aproape de sufletul celor mici, mai ales ca să resimtă și ei cu adevărat bucuria sărbătorii. Primirea acestor cadouri este, bineînțeles, un motiv de mare bucurie. Dar mulți copii nu știu de la părinți, mă refer la copiii mici de Înviere. Ei știu că trebuie să vină iepurașul. Da, cum spuneam, este un pretext care, de fapt, îi apropie, îi pregătește pentru trecerea la cunoaștere. Deci, unui copil foarte mic este greu să explici, mai ales, în general, să evită discursul despre moarte, nu mai zic despre reînviere.
iepurașul asigură această tranziție. Copiii, bine să știe că este o mare sărbătoare a comunității în care trăiesc, după care, bineînțeles, pe măsură ce trec ani, descoperă realități mai serioase sau informații mai serioase. Iar iepurașul vine din Germania, din câte înțeleg. Prima apariție a fost prin anii 1500. Da. Și am preluat și noi obiceiul, la fel cum l-am preluat și pe Moș Crăciun din Transilvania Statele a fost dintotdeauna o societate multiculturală în care au coabitat, au conviețuit mai multe comunități, una vorbitoare de limbă germană, una de limbă maghiară și cea românească. Bineînțeles că aceste comunități s-au intersectat vreme de-a lungul anilor și și-au împrumutat reciproc lucrurile mai valoroase, mai interesante, mai spectaculoase. Și avem acest prim exemplu al iepurașului, care putea fi la un moment dat, în secolul al XIX-lea, un iepuraș de ciocolată împachetat într-o hârtie interesantă, viu, colorată. Iepurașul de ciocolată tot în Germania a apărut. Bineînțeles, deci cu secolul al XIX-lea avem această formă consacrată și vizual, iepurașul, un iepuraș de ciocolată care ajunge să fie dăruit în prima instanță sau în primul moment celor mici, copiilor. Pe lângă iepuraș, bineînțeles, există și alte obiceiuri care au fost împrumutate. Vorbeam și, bineînțeles, toți transilvanenii cunosc de bună seamă acest obicei al stropitului. Stropitul atestat documentar în comunitățile germane, ulterior în cele maghiare, dar și în cea românească, sunt obicei împrumutat reciproc. Așa este, și la maghiari, și la români se merge cu stropitul în mediul urban cu parfumul, iar în mediul rural spuneați, vorbeam înainte de emisiune, există că se folosea găleata cu apa. Da. Există înregistrări filmate a unui sat săsesc, în care se vede cum în jurul fântânii cu ciutură, cu găleată de apă, sunt adunați băieții, iar pe lângă ei apar timiți, dar totuși se apropie, nu refuză acest ritual de trecere, cum îi spun antropologii. Ele se apropie de băieți, băieții aruncă găleata cu apă peste fetă. În acest moment se consideră că au trecut în rândul maturilor, adulților. Nu mai sunt niște tineri adolescenți care doar se joacă. Acest obicei clar provenit din mediul rural și de influență, cum spuneam, precreștină, păgână, i-am spune noi, deși este eronat, evident, este transferat în mediul urban într-o formă mai estetică și mai plăcută, cel puțin olfactiv, cu tinerii care mergeau la stropit folosind parfumuri și mai târziu spray-uri. Eu însumi am fost în situația în care, copil fiind la Mediaș, mergeam la stropit, mergeam la fetele din vecini și la mamele lor, cine erau fete în casă, toți băieții erau plecați la stropit în orice caz, și primeam, dar, bineînțeles, ouă vopsită. Și chiar discutam și cu colegii la muzeu, discutând cu ei ce informații regăsim în documente istorice, am găsit o descriere foarte simpatică a obiceiului acesta cu iepurașul care aduce cadouri la tânărul Ștefan Baciu, marele poet al Brașovului, care în perioada interbelică povestește cum primea de iepuraș ouă de ciocolată și mandarină. Deci era o formă, să spun așa, mai apropiată de momentul respectiv. Astăzi de pura să primesc cadouri consistente, jucării, haine, în sfârșit. Dar la origine și eu însă am trecut prin asta, am primit la stropit ouă vopsită. Dar să știți că în mediul rural a început să se folosească parfumul. Bineînțeles, transferurile sunt reciproce. După ce s-a preluat din mediul rural obiceiul stropitului, a revenit sub forma mersului la stropit cu parfumul. Și atât că se primesc ouă roșii, da? Când se merge la stropit. Care este semnificația acestor ouă? Și vreau să vorbim și despre ouăle încondeiate, că se practică. Există dezbateri profesionale destul de serioase, etnografii, antropologii încă nu s-au pus foarte bine de acord care este semnificația acestor ouă încondeate, ouă vopsită.
Una din teorii apropie, bineînțeles, de istoria lui Iisus Hristos, cu întâmplările din preajma sărbătorii Paștelui. Bineînțeles, vorbim de momentul răstignirii, momentul în care sângele lui Iisus cade pe pământ și în cădere ar fi atins și un coș cu merindă. Și atunci, probabil, în societatea tradițională românească, aceste ouă roșii reprezintă sângele lui Iisus Hristos. Și acest obicei, bineînțeles, această interpretare, de fapt, o putem apropia imediat și de consumul de pască, respectiv de vin. Deci, după ce are loc noaptea învierii, oamenii revin în sânul familiei și există obiceiul acesta al consumului de pască, respectiv de vin, asezonată și cu alte mâncăruri și băuturi. De miel. Carne de miel, la fel. Aceste simboluri fiind, bineînțeles, împrumutate din descrierea scenei cu cina cea de taină, când Iisus Hristos, înconjurat de apostoli, le împarte trupul și sângele său. Este o metaforă, el îi împărtășește într-un creștinism pe urmașii săi, pe discipolii săi, pe toți creștinii, de fapt. Noi când consumăm vinul, pasca, mielul, la fel un simbol al creștinismului, de fapt ne împărtășim în aceleași valori. Respectăm aceeași tradiție. Și atât avem și o tradiție deosebită, spre deosebire de alte orașe din România, chiar și din Europa. Și mă refer aici la juni. Da. Cine sunt junii, domnule director? Junii sunt acei tineri de care spuneam înainte, care din nou marchează un ritual de trecere. Sunt tinerii comunității care nu mai sunt doar niște adolescenți, devin bărbați. Toate aceste probe prin care ei trebuie să treacă sunt dovezi ale trecerii la un alt nivel, la un nivel de maturitate, și sunt cunoscute, bineînțeles, de toți brașovenii. Aruncatul în țol, aruncatul Buzduganului, respectiv cea mai spectaculoasă dintre toate, bineînțeles, coborâtul acesta Călări. Deci tinerii șcheieni, tinerii din șcheii Brașovului coboară Călare și înconjoară cetatea Brașovului. Respectiv are loc și acest scos la joc al fetelor, care și ele la rândul lor devin membre cu drepturi depline ale comunității, inclusiv dreptul de a se mărita, în momentul în care sunt scoase la joc. Nu mai sunt doar niște fetițe, fete, adolescente, sunt viitoare femei, doamne, soții ale bărbaților din comunitate. Și avem aceste obiceiuri atât de spectaculoase în preajma Paștilor, reprezentând evident o îmbinare cu ce spuneam înainte. Deci sunt niște rămășițe ale unei comunități păgâne, precreștine, care din nou marchează o trecere de la iarnă la primăvară, sunt simboluri ale fertilității, într-o formă extrem de spectaculoasă, care ne încântă vizual an de an, este legată din nou foarte strâns de sărbătoarea Paștelor, este în Duminica Tomii, în prima săptămână după sărbătoarea Paștelor. Cum spuneam, această îmbinare de precreștin, creștin, tradițional, urban, duce la această bogăție. Sunt bogății ale comunității noastre și trebuie să ne bucurăm de ele, să le transmităm mai departe. Este. Parada junilor atrage mii de turiști anual la Brașov. Într-adevăr, avem o tradiție deosebită. Vreau să vă întreb de ce au ajuns junii să împrumute cai din Secele, de exemplu. Da, este o particularitate a evoluției societății. Prin hotărâri succesive ale autorităților s-a decis că nu mai este sănătos și, mă rog, igienic pentru comunitatea noastră să avem animale care cresc pe lângă gospodărie. Și în oraș este interzis să crești animale, fie pentru consum, fie pentru folosire în gospodărie. Acesta este motivul pentru care schienii, care întotdeauna au fost extrem de bogați, au avut familii puternice și bogate, și au avut întotdeauna acești cai pe lângă gospodăriile lor, sunt nevoiți astăzi, într-adevăr, să îi închirieze. Asta nu ne face pe noi să pierdem din semnificația și din importanța și din valoarea momentului. Este o
particularitate tehnică, i-aș spune. Avem și alte obiceiuri acum în preajma sărbătorilor de Paște, în mediul urban. Da, avem alte obiceiuri în sensul că le-am pierdut pe cele vechi. Discutam când mergeam și acasă la Medeș, dar și la Brașov, știu că și la Brașov se mergea la stropit. Din păcate, acest obicei a început să-și cam piardă din numărul celor care îl practică. Probabil societatea modernă consideră că este mult prea anacronic să faci acest gest de a merge la doamne, la fete, să le stropești cu parfumul. Dar cu siguranță obiceiul reîntâlnirii familiilor, a apropiaților, a prietenilor, după noaptea de înviere, deci întotdeauna există această sărbătoare în familie, care este oricum o mare recuperare. Adică gândiți-vă, ani întregi în perioada comunismului, fiind interzis manifestarea în spațiu public a sărbătorilor religioase, a dus la pierderea acestui moment de comuniune. Această sărbătoare a familiei practic nu mai era atât de bine pusă în practic, nu mai era în acele momente realizată. Și astăzi am redescoperit această bucurie a comuniunii, a împărtășirii. Dar ne sunt afectate valorile prin această digitalizare pe care o trăim de câțiva ani? Părerea mea este că lucrurile se vor transforma. Adică vor dispărea unele, vor apărea altele noi. Ați văzut cu siguranță în ultimii ani întotdeauna există aceste celebre știri și reportaje de la marile petreceri din cluburi, din noaptea de înviere, adică tinerii pleacă de la biserică direct la club. Practic, societatea își reinventează modul, dar în esență rămâne același lucru. Te bucuri alături de cei dragi, nu? Este o formulă clișeistică, dar reală. Cu siguranță va apărea ceva, tot timpul va fi ceva pus în loc. Acum, ce forme va avea, numai viitorul ne va arăta. Domnule director, cât de importantă este cultura? Cum spuneam, cultura este foarte importantă. Este ceea ce va rămâne după ce noi vom fi dispărut. Deci noi, ca națiune, ne vom integra unde ne vom integra, dar rămâne după noi cultura. Este cea care face diferența între noi și cei din jurul nostru. Ne face valoroși, inclusiv pentru cei din jurul nostru. Tot ce am adus noi, contribuție la dezvoltarea artei, a muzicii, a științelor, sunt lucruri care țin de cultura poporului român. Tot ce înseamnă tradiții populare, bogăția costumului, a obiceiurilor, ne fac diferiți și valoroși pentru ceea. Nu putem fi toți la fel. Nu suntem toți la fel. Suntem români, suntem ceea ce suntem prin cultura noastră. Am întrebat de cultură pentru că vreau să vă întreb care este situația la muzeu la dumneavoastră. Aveți vizitatori? Sunt mai puțini sau mai mulți față de anii trecuți? Suntem într-o situație, sper să nu rămână conjuncturală, să devină o regulă. Asistăm la o nouă deschidere a școlii față de vizita la muzeu, față de folosirea serviciilor noastre culturale, educaționale. Avem o nouă modă a petrecerii timpului liber, oamenii încep să circule, weekend de weekend sunt oameni care vin în city break la Brașov, sunt turiști, sunt localnici care redescoperă bucuria ieșitului în afara casei, nu putem sta numai la televizor. Știu că stăm la televizor, dar viața se întâmplă în afara caselor noastre și în afara televizoarelor. Avem studenți care călătoresc gratuit cu CFR-ul, vin din toată țara la Brașov. Sunt chiar bucuros să spun că avem din ce în ce mai mulți vizitatori. Avem mai mulți vizitatori ca în toți anii precedenți și această situație este valabilă la toate muzeele din Brașov și din țară. Am vorbit cu colegi din țară, peste tot este același fenomen, îmbucurător. Așadar, observăm o deschidere spre cultură. Da. Așa, trebuie să fie. Având în vedere că suntem la finalul emisiunii, aș dori să le transmiteți brașovenilor un mesaj de Paște. Bineînțeles, doresc tuturor telespectatorilor noastre să petreacă aceste zile alături de cei dragi și să se bucure unii de alții. Bineînțeles, să meargă fiecare la biserica unde se duce să
sărbătorească noaptea învierii. Și bineînțeles, nu uitați să vizitați muzeele brașovene. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule director. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine și în actualitate. La revedere!